primit un articol de la o doamnă care mă urmărește, știi? Ție-ți spun. Da. Și în articolul ăla, de fapt e un studiu de pe Natural News. Natural News e un site cu multe chestii de-astea, noutăți în domeniul alimentar sau de regim de viață. În general, chestii care nu aduc bani nici lui Big Pharma, nici altor mari companii. Și articolul interesant era un studiu despre două grupe de oameni, unii care, deci, cărora nu li s-a schimbat cu nimic regimul de viață. Erau majoritatea supraponderali, deci ăștia erau cei din studiul respectiv. Evident că au fost investigați despre ce dietă au, ce le place să mănânce, cât mănâncă. Și a spus ok, în timpul studiului ăsta trebuie să mâncați exact la fel cum mâncați și până acum, cu diferență. Și diferențele au fost așa, grupa 1 au mâncat absolut normal cum știau ei să mănânce, grupa 2 din alimentația pe care o aveau, pe care mâncau de obicei, au fost puși să mănânce în primul rând legumele și apoi carbohidrații și grăsimile. De fapt nu doar legumele, legumele și proteinele. Sau proteinele dacă n-aveau legume și abia apoi carbohidrații. Interesant, știi ce s-a întâmplat? Da, cei din grupa 2, nu că analiza e una medicală, că au slăbit este doar efectul, întrebarea e de ce au slăbit. Da, pentru că se pare că noi avem niște receptori la nivelul stomacului și că primul aliment băgat în gură este cel care schimbă, dă un semnal la creier și în sistemul nostru digestiv dă o comandă cu privire la ce anume trebuie să organismul să trimită pentru a digera, știi? Și prima deosebire au găsit-o la hormonul mic grielină. Grelina este un hormon pe care se secretă stomacul sau nu știu ce anume din sistemul digestiv îl secretă și care de fapt atenuează sau menține senzația de foame. Înțelegi? Sau de sațietate în cazul nostru. Și am testat zilele astea, am mâncat întotdeauna prima salata și proteina și am căutat să pun la finalul mesei carbohidrații. Rezultatele sunt spectaculoase, n-am pierdut niciun gram încă pentru că e prea devreme, dar am avut senzația că mă satur mult mai repede, ceea ce este un rezultat. Merită să continui experimentul. Da, merită să continui experimentul, evident. Dar asta e o chestie care zic eu că merge. O să pun și articolul de pe Natural News în descrierea videoclipului. Adică e o metodă care merită încercată și vorba aceea, nu cere de niciun efort, cere doar să schimbăm modul în care mâncăm. Interesant e că aici... Și porții, atât să fie mai mică, dacă este de drag. Da, interesant este că porțiile oricum sunt mai mici, dacă, adică senzația de sațietate apare mai repede, atunci trebuie doar să-ți depășești obișnuința, să-ți asculti organismul. Adică dacă gura îți spune, bă, mi-a ajuns, m-am săturat, nu mănânci ca porcul doar pentru că ai în farfurie, știi? Asta e, că noi suntem educați prost. Adică trebuie să mănânci tot din farfurie, că așa te învață când ești. Da, mănâncă tot. Nu știi că copiii din Africa nu au? Da, copiii din Africa. Ai tu cu copiii de nu știu unde, care suferă și tu uite. Adică nu este. Vezi toate astea, educația. Educație prostă. Da, asta. Educație proastă. Mănânci exact cât trebuie și nu ești obligat să mănânci 3 mese pe zi, deci o altă imbecilitate. Da, uite, ia de exemplu, mănâncă o masă cu ceva. Pentru înălțimea mea, pentru modul meu de a cât consum eu, e pentru suficient. Sotul pe care le am, hai mai zi. E suficient. Mai seara, dacă nu este foarte, foarte foame, mai mănânci un iaurt sau nu. Un măr? Da, poate. Dar ar fi bine să nu. Mai muși pe cineva? Și gata. E adevărat că... Ce e adevărat? Dacă ești obișnuit să mănânci 3 mese pe zi, o să-ți fie cam greu.
depinde cum te pușnești. Nici de dar oamenii mănâncă pentru că... Ce facem acum? Bă, hai să mâncăm ceva. Corect, adică e ca o distracție. Nu mai avem ce face. E alinarea noastră mâncarea. Da, te trezești, vai ce bine m-am trezit, oare ce mănânc? Iar apoi, vai, e prânzul, păi dar nu mai pot, am muncit foarte mult. Te întâlnești cu cineva, ce facem? Hai, nu mergem la altă, mâncăm ceva. Mâncarea e obicei social. Hai să mergem, exact, hai să mergem să plimbăm. Unde ieșim să mâncăm? Uite, păi acestea ce frumos, mănâncă ei acolo. Vai, acolo n-am fost, n-am mâncat niciodată. Păi nu, trebuie să mergem să mâncăm ceva. Corect. Și mai trebuie acasă și parcă... Ai mai mâncat ceva, să faci o mică inspecție în frigider, să vedem ce e acolo. Și te uiți așa, parcă aș mai mânca un mic sandwich, uite că tocmai am luat chestiile alea așa bune. Dacă se strică. Corect. Dacă se strică până a doua. Dacă se simt singure în frigider. Da. Apropo, mai, am văzut mai un pic de prăjitură în frigider. Da. Mai un pic. Da. Deci de asta mâncăm, mâncăm aiurea. Mâncăm pentru că nu avem ce face. Deci simplu, din plictiseală. Trăim ca să mâncăm, nu mâncăm ca să trăim. Obișnuință. Ai întâlnit așa, de două, cu oricine te întâlnești. Fie că ți-e un prieten, Să vă spun secretul meu, cum am făcut o vorbăreață. Am lipsit o săptămână. N-a avut cu cine să vorbească, acum am spune tot. Singură, stai miști. Da. Problema nu e când vorbești singură, știi cum e vorba. Problema e când afli noutăți. Da, deci singură, da, vezi că te știu și că te-am aflat eu de la mine. Vorbește ca un om mare, le știi pe toate. Da. Asta mâncăm. Și mai mâncăm mult pentru că suntem nefericiți. Da, în cazul meu, crezi că eu sunt nefericit? Probabil, deci când ai multe chestii care te apasă sau e vorba de responsabilități sau e vorba de anumite probleme, ceva ce se întâmplă și ai înțeles că mănânci așa și stai un pic și gata, totul se rezolvă, le găsești o rezolvare făcută goală, așa este. Te enervezi. Da, dar uite, vin eu și spun, adevărata stare de claritate a minții apare atunci când n-ai mâncat, în post negru. Da. Eminescu a scris acolo... și el recunoaște că a scris cele mai frumoase poezii pe burta goală. Da, când a dat doar un coltub de pâine, atunci mâinea, mintea mea lipată, mintea lui n-a lipată. Scria poezii mai treacă timp. Hotel California, ia să o zic. Asta mâncăm. Da. Și cum mă te îngrași și cum o spui, vai, dar eu n-am mâncat nimic. Nu, mă îngrași cu aer. Doar miros o ciocolată și pun 10 kg. În curând, live-urile la volan o să devină fiță. Ia uite bă, ăla are bani să meargă cu mașina. Să facă live din mașină, în timp ce merge. E mare și șmecherie. Are bani cumva și de amendă în caz că se întâmplă ceva. Și-a asumat asta. O să fie trist, nu știi că... Am văzut azi o recomandare. Nu mai poți să mănânci atâta. Ce am văzut o recomandare pe net. Zice, atunci când te duci să bagi motorină, carbura la mașină, da? Zice, când ai terminat și vrei să pui pistolul la loc în pompă, ce scutură bine ăsta, pistolul de carburant, ca să nu-ți rămână acolo aia, cei 50 de bani pe care ți-i dă guvernul la fiecare litru. Dacă era filmea acum aici, știi ce făcea? Spunea, uitați-vă la mine, da, mi-am pus gene. Da, nevastă mea tocmai și-a pus o pereche nouă de gene, 4 de sau 5 de. Nu, n-au aici, dar o să mă interesez.
popoane vor fi 5, 6, 7, nu știu. Asta deja e de TikTok. Da. Dar revenind la povestea cu greutatea, cu 8 ani de zile, am făcut un live care se numea Metoda tibetană de slăbit. Cred că a dispărut de pe net, că mi-au șters contul ăla. Dar era haioasă metoda, că toți suntem la subiect, simt nevoia să o amintesc. Metoda se numea Palma lui Buddha. Palma lui Buddha era din filmul ăla, Kung Fu Hustle, cei care l-ați văzut, e o comedie foarte amuzantă cu arte marțiale. Însă, în ceea ce privește palma lui Buddha în cazul ăsta, presupune să mănânci doar atâta cât îți încape în căușul palmei. Da? Cât îți încape? Eu am palma mare, adică la mine... Dar tu ești, dar da. În cazul tău, iau palma de asta, da. Adică o masă să fie cât îți încape într-o păi, palmă. Ei o... Da, iei o palmă de mâncare, aia este. Evident, ideea este să fie cât mai consistentă, cât mai solidă. Că dacă e o palmă de supă, faci foamea, dar dacă e o palmă de pilaf, adică o mare, poate să atunci. Și orezul se ține unul de altul, o să recita mai craterul. Da. Păi nu, că spunea un prieten că a fost prin India, pe la temple, pe la din astea, și sunt anumite temple care oferă câte o masă gratuită turiștilor. Și îți dau o foaie de aia, de o frunză de banan. Și da, te duci și spune pe ea diverse. Și spunea, era, avea la o de asta cu mâna lua, n-avea nici măcar un fel de... Băga mâna în aia și punea câte o palmă de asta. Și spunea, bă, nu m-am îngrășat, că am mâncat după principiul ăsta, palmei lui Buddha. De ce a lui Buddha? Păi palma cea sfântă care hrănește omul înfometat. Da. Asta este așa un fel de măsură a moderației. Ca în bancul ăla, cu, știți cum e, primul pahar e al omului, nu, primul pahar e al domnului, al doilea pahar e al omului și al treilea e al porcului. Așa cu băutura, la fel și cu prima palmă de mâncare este a domnului. Să hrănim acest templu sfânt. A doua e a omului, pentru poftă. Și a treia deja e prea mult, e a porcului. Deja te îngrași. Da. Deja gras. Apropo de mâncare, am un delit. Da. Mergem să le facem rezervele familiei. Ai niște șoareci de-aia. Care cumva să murim de foame. Da. Ideea este că sunt multe metode de slăbit. Probabil că nu poți să le ții pe termen lung. Pentru că duce la... Toate duc la efectul de yo-yo. Eficientă să se sigură. Slăbește îngraș, slăbește îngraș. Și atunci, ca să faci o chestie care să țină de... să poți să o adopți ca un sistem de viață, trebuie să găsești o metodă cât mai moderată, cât mai aproape de modul tău de a trăi, ca să-ți intre în obișnuință. Pentru mine e postul negru, mie îmi place postul, sunt fan, pentru că îmi dă minte clară, îmi dă luciditate. Și două zile pe săptămână, așa, în mod obișnuit. Înainte să se obișnuiește, dacă vrei să ai rezultate, de să fii drastic, gata, nimic. Sau puțin. Da, sport moderat, uite, eu trag bag la vâsle. Când faci moderat, înseamnă menținere. Aparatul ăsta de vâsle, aparatul de vâslit e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat după nevastă mea. De ce? Pentru că chiar îl folosesc. Pun un film, am episoade astea de 45 de minute. Azi am văzut Devs. Ultimul episod, foarte mișto. Și pentru mâine mi-am salvat să văd ăsta, Star Trek ultimul și cred că o să văd și Westworld, episodul 3 a apărut. Ok, facem o parte asta, cred. Acestea fiind zise, mergem la mergem la magazia de crăpelniță.